Două fete de 11 și 12 ani sunt căutate de echipele de salvatori după ce au dispărut în Dunăre. De ieri după amiază nu se mai știe nimic despre ele. Erau în dreptul localității Isaccea, pe malul Dunării. Se pare că una dintre ele a căzut în apă, iar sora ei a vrut să o ajute să iasă la mal, însă a alunecat la rândul ei. Practic e zero. Foarte nu se vede zero. Absolut nimic. Întuneric total, beznă total. Pe malul Dunării, lângă orașul Isaccea, mai mulți copii își făceau selfie-uri cu telefonul. Una din surori s-a apropiat însă periculos de mult de marginea falezei. Din primele verificări, a reieșit că minora de 11 ani ar fi alunecat și a căzut în apă, iar cea de-a doua ar fi intrat după ea pentru a o scoate la mal. Nu se știe ce s-a întâmplat mai departe. Cert este că cele două surori au dispărut. Scafandrii de la ISU Tulcea și ISU Brăila au încercat să le găsească pe cele două surori până la lăsarea întunericului. Localnicii au dat și o mână de ajutor și au pornit căutările cu ajutorul unei embarcațiuni. Scafandrii spun că acolo nu există ape mici, ca la o plajă obișnuită. Apele sunt foarte adânci, chiar aproape de mal, cel puțin 2 metri adâncime, iar curenții sunt foarte rapizi. Autoritățile au folosit în toată această operațiune și un elicopter Zmurd. Azi dimineață căutările au fost reluate de aceleași forțe de la ISU Tulcea și Brăila plus poliția transporturi. În zonă sunt curenți puternici, iar scafandrii au stabilit un perimetru de căutare. În principiu undeva la 400-500 de metri, că apoi urmează să fie punctul de trecere către Ucraina cu bacul și nu putem acolo să căutăm sub nicio formă să ajungem scufundați. După 48 de ore se va căuta încolo pe malul acela cu embarcațiunile. Poate ies la suprafață cumva. Fiind curentul foarte mare, ne așteptăm să iasă în aval la o distanță destul de mare de locul unde s-a întâmplat. Poliția transporturi a deschis un dosar de cercetare penală.